Dragii mei scorpioni, bine v-am regăsit la etalarea voastră pentru luna februarie. La ce să vă așteptați, dragii mei, dragile mele? În decursul lunii februarie este o etalare in extenso, așa că am să vă rog să preluați doar mesajele cu care considerați că vă potriviți și nu ad literam. Pentru că este foarte multă energie, simt deja la scorpionii nerăbdători să afle cu ce îi întâmpină această lună februarie. Evident că o să discut despre toate planurile și am să încerc să clarific aproape fiecare informație care ne parvine prin intermediul acestor pachete de cărți de oracol miracol, așa cum îmi place mie să le spun. Evident că vom avea răspunsuri aproape pozitive, la să zic, doamne ajută, pozitive, aproape personale, la situații particulare cu care vă confruntați. O să aflu și informații suplimentare cu ajutorul tabliței mele norocoase și a pendulului, informații care sigur o să vă ajute să nu fiți prinși sau prinse cu garda jos atât în luna februarie, cât și pe parcursul întregului an. Dragii mei scorpioni, am să încep această etalare cu energia generală a lunii februarie, nu înainte de a vă ruga să vă relaxați, să vă bucurați de acest ghidaj spiritual. Dacă vreți să vă gândiți la ceva anume, la cineva anume, puteți face fără probleme. Dacă nu, relaxat la un cafe sito sau la un ceai, că este seară. Eu am să pun aceasta, am să urc acest clip seara. Așa că o să discutăm și despre dragoste și despre lucruri materiale și financiar, pentru că dragostea trece prin și anume stomac. Energia generală pentru voi în luna februarie, arată-le celorlalți cine ești tu cu adevărat. S-ar putea să fie nevoie să cam ieșiți așa în umbra în care v-ați instalat confortabil de ceva vreme. Este imperios necesar să ieșiți din nou în lumina reflectoarelor. S-ar putea ca unii scorpioni să fi trecut printr-o perioadă în care nu prea au fost mulțumiți de ce au făcut, însă asta i-a ajutat să câștige niște bani. Aici mă refer strict la serviciu, că și de relații, asta e partea a doua. Dar din punct de vedere al planului financiar, probabil că au făcut anumite lucruri, anumite joburi, au semnat anumite contracte, pentru că asta le-a adus un venit substanțial sau le-a asigurat financiar, mă rog, prezentul. Doar că au fost nemulțumiți. S-ar putea să existe varianta ca anumit scorpion să renunțe la chestiunea pe care au făcut-o de-a lungul cel puțin a 2-3 ani, serviciu respectiv. Simt o nemulțumire din partea scorpionilor vis-a-vis de cariera pe care o au, sau putea ca cumva cariera lor să fie un pic pusă sub un con de umbră. Poate că la început ați fost destul de fericite pentru faptul că ați acceptat un job sau v-ați mutat la un alt job sau, în sfârșit, chiar are legătură cu partea aceasta carieristică, doar că ați intrat ușor-ușor într-un cont de umbră sau v-ați plictisit. Ce să mai lungim? V-ați plictisit, nu mai sunteți mulțumiți, chiar dacă aveți un venit bunicel, nu este ceea ce vă place să faceți. Nu asta sunteți voi, nu acesta sunteți, aceasta sunteți voi, nu acesta sunteți voi. De aceea, energia generală a acestei etalări spune, arată lumii cine ești, ești la lumină, renunță la ceea ce tu crezi că nu îți mai priește. Dacă nu-ți mai e utilă activitatea profesională pe care o faci, orice fel de activitate pe care o faci, renunță la ea. Încep să fii cine ești tu. Nu cine ai fost sau cine crezi că ești. Încep să știi cine ești, să-ți revii. Și ușor, ușor simt că scorpionii își revin. Încep. Baby steps, așa, ușor, ușor să se smulgă din aceste paradigme sociale. Să ieșiți așa un pic și în decor, pentru că vă face bine și cred că sunt foarte mulți scorpioni care iubesc să iasă așa în decor, nu neapărat să patineze, ci să meargă în natură, să își exploreze harurile, pasiunile, un pic mai multă mișcare, un pic mai multă acțiune. Și asta chiar se dovedește a fi necesară, mai ales începând cu luna februarie.
Un semn zodiacal semnificativ pentru această etalare este Vărsătorul. Poate că aveți legătură voi, scorpionii, cu Vărsătorul sau acuși sunteți pe cale să renunțați chiar la un contract. Există și anumite episoade în care scorpionului i s-ar putea prelungi, să spunem așa, un contract de muncă. Sau ai se face niște propuneri, niște oferte de a continua, de a avansa, de a performa, etc., etc., dar uite că scorpionul parcă se hotărăște exact în momentul în care pune pixul pe hârtie. Dar știi? Cred că asta nu e ceea ce îmi doresc eu. Ce vrea sufletul tău să facă? Și aici avem chiar ce își dorește sufletul tău să facă în această... Haideți să vedem, uite că am să schimb un pic ordinea mesajelor. Ce ar vrea sufletul tău să facă, dragul meu scorpion, draga mea din zodia scorpionului? Ce ar vrea sufletul tău să facă? Cu ce este spiritul tău? De ce este spiritul tău legat în această lună februarie sau începând cu această lună februarie? Că și la tine, la voi, dragii mei, se prefigurează așa o schimbare. Ia să vedem de ce este legat sufletul tău. Este legat de o balanță, este legat de dorința de a vă echilibra sufletește. Din punct de vedere al carierei, uite că spuneam mai devreme, vi se deschid noi oportunități pe care ar fi în regulă să le luați în seamă. Are legătură cu cititul, are legătură cu research-ul, tot soiul de informații, nevoia de a cerceta, de a te informa, de a citi, de a te educa. Dar toate lucrurile acestea pentru a-ți recâștiga încrederea în tine, pentru a vedea cu claritate ceea ce-ți dorești de la carieră. Mai multe informații despre cariera ta. Ești pe drumul cel bun, continuă să faci ceea ce faci pentru că funcționează. Dacă ai început așa o schimbare, în primul rând cu tine, de la schimbare de lucru, schimbare de serviciu, schimbare de relații, schimbare de tot ceea ce nu-ți mai priește, mergi pe linia asta pentru că este extraordinar, sufletul tău este în concordanță cu activitățile, acțiunile pe care le întreprinzi sau ai început să le întreprinzi. Haideți să vedem acum, imediat, că am uitat să întorc aceste cărticele, au rămas de la balanță. Ce informații sunt pentru scorpioni? Uite că au... nu, și asta tot de la balanțe. Măi, n-am întors... Scuze. N-am întors... Ia să vedem, să nu mai fac vreo pocinoc. Mai iau o dată la mână. Da. Doamne, e cam... au amestecate gândurile scorpionilor. Confuze. Ia să vedem dacă ieșim dintr-o perioadă de confuzie. Ok, trei cărți. Inițial îmi doresc trei cărți din acest pachet de cărți de oracol. Acum, ce vor ele? Cum vor ele? Așa facem. Clientul nostru, stăpânul nostru. Nu, dar tot slow a apărut și la voi, ca și la balanță. Ce pot să vă spun? Acum este vorba despre o suferință din dragoste. Probabil că ați suferit destul de tare din iubire. Orică cineva v-a întors spatele, oricineva v-a trădat. Probabil că și voi ați fost puși față în față cu acest sentiment al trădării, în care v-ați simțit neputincioși, de unde și stima de sine scăzută. Măi, fi avut eu ceva, de ce m-a lăsat sau de ce m-a înșelat sau de ce nu mi-a spus. Există niște deceuri extrem de pregnante, deceuri pentru care nu ați găsit răspuns. Simt cumva o tristețe, mai ales la bărbații de peste 40 de ani, cu părul cachi, era să zic, doamne, culoarea aceea cu reflexe, șaten sau cu părul grizonat, părul scurt, dat pe o parte în unele cazuri, sau negru cu ochii negri, dar părul spicat în general și ochii închiși la culoare, colțurile guri îndreptate în jos. Asta înseamnă că este o mare tristețe, dragii mei. Sau, dragile mele, că puteți fi și doamne sau domnișoale, brunețele sau cu părul grizonat care au trecut printr-o suferință emoțională.
Cred că este vorba despre faptul că cineva v-a părăsit, cineva a plecat din relație, a abandonat relația, luându-și jucăriile și plecând fără a da vreo explicație, dorindu-și să se îndepărteze cât mai mult de voi, lăsându-vă într-adevăr cu niște traume. Cu greu probabil că ați trecut sau treceți, încă sunteți în faza aceea de să spunem așa, vindecare, să vă treacă de o relație din trecut. Însă, în prezent, cred că sunteți gata să vă reveniți, să vă urcați din nou în șa și să vă găsiți nordul, să vă regăsiți busola sufletului, pentru că cred că vă dați bătut în fața suferinței, în general. Probabil că chiar în unele cazuri vă spuneți, dar de ce sufăr atât? Ok, am suferit, hai să știți cum este. Vorbim în fața oglinzii, ne scuturăm puțin și mergem mai departe. Asta e, a fost, ai luat-o, asta e, toți suntem datori cu o țeapă, în ghilimele de rigoare, până la urmă, trebuie să mergem mai departe. Sus, în șa, pe cal, fruntea în față, pieptul înainte, pentru că cred că este vorba despre costul acestui conflict intern pe care îl aveți voi cu voi. Pe de o parte, există posibilitatea ca unii scorpioni să nu neapărat să le placă să stea în suferință, în acea emoție, cumva să se placeze și în poziția de victimă în unele cazuri și chiar în anumite cazuri este necesar să stai, să te retragi, să îți lingi rănile. Dar cred că voi ați trecut de perioada aceea în care v-ați retras și ați avut timp suficient să vă lingeți rănile. În luna februarie sau începând din luna februarie este chiar recomandat din partea Universului să vă scuturați de praf și să conștientizați că vă costă mult prea mult acțiune, libertate și trec opțiunile pe lângă voi. Vă costă foarte mult această luptă cu voi înșivă. Și cred că este vorba chiar de știți cum sunt acele notificări? Îți vine o notificare în scris, vezi că o atenționare, vezi că nu e bine cum stai și ești la lumină, ești să te vadă toată lumea. Sunt foarte mulți scorpioni care s-au retras din viața publică, din întâlnirile cu prietenii, sunt retrași, nu comunică, sunt, da, necomunicativi și la serviciu și, ok, foarte multă retragere nu prea e bine, că tot ce depășește limita admisă, atunci nu vă face bine, vă introduce într-o stare de negativitate și mai mare. Aveți această, cum să vă zic, și poziția trupului, limbajul trupului este unul care duce cu gândul către suferință sau către neîmplinire, către stagnare, așa, ușor adusă, ușor aplecată. Niște griji le aveți în spate, clar. Mă rog, ca fiecare îmi trebuie să spun eu prin această etalare. Foarte multe griji, foarte multe... Uite, din punct de vedere al planului material, este posibil, acum că fac o paranteză, sper să revin la acest mesaj, există scorpion care nu prea duc bine din punct de vedere financiar sau nu mai duc bine din punct de vedere financiar și atunci s-ar putea să vă acopere ratele, să vă acopere niște datorii, să nu vă mai puteți mișca foarte ușor, posibil să nu mai aveți același nivel de trai cum l-ați avut în trecut și asta mai pune acolo o pietricică la... în bolul cu greutăți, știți? În rucsacul cu greutăți de unde sunteți și un pic aduși așa. De asta zic, n-ai plătit lumina, ești penalizat sau n-ai plătit rata la bancă, vezi că ești penalizat. S-ar putea, nu vreau să vă supăr chestiile astea, dar s-ar putea să vă vină niște înștiințări, niște recipise că ați rămas în urmă cu niște plăți. Gaz, curent, etc. Bineînțeles ca majoritatea dintre noi, de altfel... Dar ce să vă zic, probabil atârnă așa de voi un sac cu greutăți și din punct de vedere al vieții, să spunem așa, mă rog, amoroase, că nu s-a mai întâmplat nimic, să spunem așa, spectaculos în ultima parte, pentru că nici voi nu ați fost foarte deschiși către noi relații, noi aventuri, experiențe pline de romantism, nici măcar pe rețelele de socializare, dar aminte să mai ieșiți în lume.
De aici poate și această retragere către studiu. Este foarte bine ce faceți, absolut minunat, pentru că acest studiu, aceste informații vă ajută să ieșiți la liman, să ieșiți la lumină și să vă echilibrați din toate punctele de vedere, pentru că urmează. Asta e partea plină a paharului. Așa, mergem pe tehnica sandwich. Una bună, una rea, una caldă. Una bună. Acum vine partea plină a paharului. Este că ușor, ușor vă reveniți, chiar dacă slow, așa, ușor, ușor, încet, încet. Dar sigur, o să vă reveniți, chit că aveți multe responsabilități, chit că sunteți așa, trebuie să faceți anumite lucruri și care nu vă plac, în sfârșit. Munciți, la fel, munciți foarte, foarte mult, urmează o perioadă de așa, muncă, doar că dacă vă orientați un pic către ceea ce vă place, transformați pasiunea în muncă și atunci totul faceți de plăcere și vin și bănuții. Posibil să fie, eu știu, unii dintre voi care lucrați în, poate și în poliție, fie femei, fie bărbați, un lucru cu publicul, bugetari, profesori, de ce nu? Posibil să lucrați în zone de, în societăți din astea, cum mai numești, cum se numesc, apă, canal, salubritate, primărie, prefectură, evidența populației, deci ceva de gen. Ok, haideți să vedem în primul rând, ok, vreau să clarific din punct de vedere al planului sentimental aici, tristețea aceasta care v-a introdus într-o stare de geomanfișism, așa, ce e cu voi, de ce nu, nu că nu vă reveniți, că vă reveniți, o să urmeze să urmează să vă reveniți, dar așa greuți, greoi, vă dați voie. Ce este cu ea? Uite, ia uitați ce gânditori. Păi, uite, cineva poate că are un semn distinctiv deasupra sprâncenii. Există posibilitatea ca să vă fi făcut iluzii în ceea ce privește o relație din trecut, să nu se fi împlinit, să fi rămas cumva în pom și pomul în aer. Dar gândurile voastre au rămas tot de acolo. S-a putut ca cineva să vă dezamăgească destul de tare pentru faptul că nu a verbalizat ceea ce simte pentru voi. Nu ați știut niciodată dacă este concret ceea ce simte persoana respectivă, posibil să vă introducă deseori într-o stare de confuzie, mai ales că din ceea ce simt eu aici au existat o soiul de blocaje, reveniri, plecări, o atitudine așa, in extremis, știi, când vă iubea, când vă lăsa, când vă suna, când nu vă suna, când... și atunci, cu atât mai mult, semnul acela mare, mare de întrebare a persistat și a planat deasupra vieții voastre amoroase extraordinar, după care, probabil, ați aflat că este bine mersi cu altcineva, sau dacă era cu altcineva, a revenit la relația pe care o are și este bine mersi și că pe voi v-a pus pe locul 2 și nici măcar nu v-a înștiințat. A părăsit relația, a fugit, a abandonat, lăsându-vă cu un gust amar și cu suferința legată de voi, știți? Pentru că nu v-a spus niciodată, mă mai iubi vreodată, nu mai iubi. O relație, și atunci probabil că vă gândiți, nu știu, poate vă uitați pe mesajele pe care vi le-ați dat, pe rețelele de socializare, poate nici nu vă vine să credeți că s-a întâmplat asta și, din contră, să vă pare rău că ați, v-ați creat aceste iluzii și ați avut deziluzii. În continuare, supravegheați această persoană de la distanță, dar ce să vedeți? Și ea a început să vă supravegheze de la distanță și ea se gândește la voi. Și se gândește cu potențial. Nu a exprimat niciodată ce a simțit pentru voi, pentru că posibil să fie avut destul de multe responsabilități, obligativități. Și să fie legat de mâini sau legată de mâini și de picioare.
alte relații, alte obligativități. Deci ceva nu s-a întâmplat din cauza unor piedici pe care le-ați avut între voi. Nu neapărat că nu v-a iubit sau că n-ar fi vrut ceva cu voi. I-a fost foarte teamă să vă iubească, era foarte teamă să vă implice într-o relație în care nu credea că aveți viitor. Cred că este vorba despre o persoană inteligentă la care vă gândiți în momentul de față, o persoană pe care o apreciați și care vă apreciază. Cred că ați valorizat foarte mult această persoană punând-o cumva pe un piedestal. E adevărat, a căzut în ochii voștri persoana respectivă, dar așa unde este, mi se pare că este o persoană foarte cunoscută, foarte bine văzută de societate, de familie, de Facebook, de Instagram, că acum sunt la mod aceste rețele de socializare. Și în continuare, mi se pare că este o persoană care ar putea să fie greu abordabilă din cauza expunerii sale, să spunem așa, publice. Poate să fie și un coleg de serviciu, poate să fie și un angajator, poate să fie și un șef, poate să fie și, nu știu, pe linie ierarhică să fie destul de high class, așa. O persoană care este logică și chiar și în iubire a pus totul pe seama logicii. Îmi este utilă această relație respectiv cu voi, ar face persoana despre care vorbesc. Tragem o liniuță pe caietel, avantaje, dezavantaje. Ce avantaje am eu dacă mă implic în relația cu dumneei? Ce dezavantaje aș avea? Dacă lista de avantaje este mai mare decât lista de dezavantaje, cu siguranță aleg persoana respectivă. Dacă nu, se întâmplă invers, atunci nu are rost să continui. Nu cred că a lăsat foarte mult sufletul să vorbească, s-a bazat mai mult pe logică, pe pragmatism, nu știu. Și dacă este, dacă voi sunteți domni în momentul de față și vă gândiți la o doamnă, doamna aceea probabil că are mai multă, cum să vă zic, energie masculină întrânsă decât feminină, dacă este doamnă. Dacă este bărbat, este foarte pragmatic. Se știe că bărbații sunt pragmatici și doamnele sunt, mă rog, mai pătimași, așa? Mai vulcanice, mai pătimași și bărbații sunt mai logici. Și atunci nu este de mirare că persoana respectivă, dacă sunteți doamne, să fie foarte logică și să gândească o iubire cu rațiunea, nu cu inima. Aici este beleaua, zic eu. Se bazează foarte mult pe logică și nu pe inimă. Posibil să fie din zodia Săgetător, posibil să fie din zodia Leu, din zodia Berbec. O să aveți de-a face, așa că asemenea zodiacale predominante cu aceste zodii. Este autoritară persoana respectivă sau deține un post de conducere, să zic așa, sau, mă rog, este factor de decizie în ceea ce face, că poate să ia o decizie. De părerea lui se ține cont, cumva, sau de părerea ei. Persoane brunețele sau cu părul grizonat, ei, cu ochii negri, părul scurt, barbă, cioc. Asta este. Îl văd la costum sau îl văd într-o poziție în care trebuie să arate cumva, știți? Asta în cazul în care este persoană publică. Dacă este o ea, s-ar putea să fie și ea o persoană cu părul deschis la culoare roșcățică sau roșcățică sau părul șaten cu reflexe roșcate, ochii căprui, tenul alb. Dacă vă spun ceva, aceștia în 2006-2007, poate și prezența așa simt, bine că voi sunteți scorpion și prezența voastră, energia voastră o simt, poate să fie și rac, cred că am mai amintit rac, pești, așa, oarecum, toamna ar putea să joace un rol important în această etalare a voastră, nu știu. În toamnă poate s-au întâmplat anumite lucruri, poate au fost alte decepții, ani de naștere, momente mai intense, se spune așa, cu bogată activitate emoțională, toamna în general sau toamna se numără bobocii la voi, din punct de vedere relațional, să spunem așa. Și cred că tot acest torment emoțional la voi durează de câteva luni bune. Adică nu vă simțiți foarte bine nici în serviciu, nici în relații. De asta vă simt mai mult decât pe celelalte semne zodiacale într-o energie stagnantă. Dar dacă vreți să schimbați voi, știți cum este. Dacă te simți rău undeva, este timpul să schimbi lucrul acesta, să faci o schimbare.
Vreau niște, ok, vreau niște clarificări vis-a-vis de partea aceasta emoțională, negativ emoțională. Ce recomandări avem din partea Universului? Pentru că se schimbă lucrurile, asta am și văzut în viitor, se schimbă lucrurile. Se schimbă, se schimbă și se echilibrează. Avem deja două balanțe aici. Poate să aveți de-a face în scurtă vreme și cu persoane din zodia Gemeni, balanță și vărsător. Primiți absolut niște vești bune de la o persoană care se află la o distanță de voi și care ar avea legătură cu aceste semne zodiacale pe care le-am menționat, pentru ca lucrurile să evolueze între voi, fie parteneriat relațional, fie parteneriat în business, încet, dar sigur, ușor, ușor, să se schimbe linia macazului. Desigur că din punct de vedere material, carieră, avem și o persoană care va răspunde la un interviu, va fi chemat la un interviu, la o negociere, la fel, negocieri de tot soiul. Hai să vedem ce înseamnă această negociere. Interviu, negociere, ia să vedem. Interviu, negociere. Poate vindeți o casă, poate cumpărați o casă, poate vă mutați în altă casă sau cu persoana iubită. Deci toate aceste negocieri au legătură cu această mutare. Sau poate să fie vorba despre negocierea unui salariu care să vă ajute să cumpărați o casă, știți? Sau să vă dobândiți o casă. Poate intrați în posesia unor drepturi vis-a-vis de o casă, o succesiune, un proces de partaj, etc. Să obțineți un contract bun, să obțineți o negociere bună, o tranzacție bună sau o negociere la serviciu foarte bună. Și acum vorbeam despre partea aceasta emoțională. Aș avea o clarificare pentru Scorpion, pentru luna februarie. Această parte emoțională. O să-mi ia un pic mai, mai mult timp pentru etalările acestea în general, pentru că îmi ador să se aleagă singure cărțile, pentru că în felul acesta mesajele sunt mult mai clare. Aveți răbdare. Deci, din punct de vedere emoțional, răbdare, dragii mei, răbdare, dragii mele. De ce? Pentru că, din punct de vedere emoțional, vă veți echilibra, aveți o logură de oxigen și chiar veți fi într-o relație. Sunt șanse foarte mari în câteva luni să fiți într-o relație, posibil să vă mutați cu persoana respectivă, sau să discutați despre posibilitatea de a vă muta cu această persoană, sau să deveniți un cuplu, să fie cumva oficializată relația. O să vedem dacă și cunoașteți persoana respectivă. În orice caz, foarte multe lucruri bune li se întâmplă celor la care știu să aștepte. Voi aveți învățat lecția răbdării. Lecția răbdării. Acum îmi doresc să știu dacă este vorba despre o persoană pe care o cunoașteți sau o persoană cu totul și cu totul nouă, dacă apare, ia să vedem, apare în viața voastră. Ia să vedem, o persoană cu care ați avut o relație tăinuită, de care n-a știut nimeni. Și chiar veți afla niște chestii pe care nu le-ați aflat de la această persoană. Este o ființă care este ascunsă în momentul de față, stă ascunsă, dar vă supraveghează de la distanță. Vă spionează, fără doar și poate, că tot avem la îndemână aceste rețele de socializare, vă spionează. Stă în umbră, așa, și este nerăbdătoare, pentru că nu se fac pași către închegarea acestei relații sau resuscitarea acestei relații. Eu zic că este o persoană din trecut. Nu dați cu ouă în mesaje. Posibil să o cunoașteți, da, să spun, să-l cunoașteți, să o cunoașteți, pentru că este o uniune sacră. Adică este o uniune, indiferent de ceea ce se întâmplă în realitatea aceasta, sunteți cam destinați să fiți împreună sau sunteți destinați să trăiți cel puțin experiențe de-a lungul acestei vieți, chiar dacă fiecare are pe altcineva.
viața voastră, viețile voastre sunt legate. Sunteți meniți să interacționați când și când să, nu știu, să reveniți suflete pereche. Este vorba despre o persoană pe care nu ați apucat să o cunoașteți foarte bine. Ați cunoscut-o ca persoană, probabil că v-ați și îndrăgostit de ea, sau, dar o relație tăinuită, probabil că cineva avea pe cineva, nu ați apucat să consumați această relație. Despre aceasta este vorba. Deci ați rămas acolo, cumva blocați în trecut. Nu ați consumat, nu ați mers mai departe, ați rămas așa, pom, blocați. Pentru că, și asta înseamnă, nu ați cunoscut persoana respectivă, dar se va face lumină, pentru că persoana respectivă va ieși. Cumva va ieși la lumină. Veți afla cine este, veți afla despre cine este vorba. Ia să vedem, poate cine știe, mai avem câteva informații. Este o persoană pe care o apreciați și care vă apreciază încă foarte mult. Posibil să vă fi certat unul cu celălalt, posibil să vă fi ciondănit sau posibil să vă fi purtat o adversitate în trecut. Sau voi, aceste persoane. Ia să vedem. Ce mai putem să aflăm? V-ați cam ciondănit, v-ați certat, v-ați încrucișat săbirile la un moment dat. Dar se reia această conexiune, sunteți în conexiune, reconnecting people, și cu șanse foarte mari ca această relație să aibă perspectivă. Deci după ceartă, după blocaj, după, v-am zis, o luptă, ieșiți din conflict și ieșiți din conflict, doar că și în momentul în care reveniți în această relație, în această prietenie, există varianta tot să vă ciondăniți în primă fază, după care este dulce, dar tot sunteți așa, ca capul și spadă, știți, angard, tot timpul sunteți angard, tot timpul sunteți în gardă, știți? De aia zic că în filme, știți, se spune la un moment dat, pe mine mă amuză chestia asta cu get the room, când doi tipi se ceartă și nu se suportă unul cu celălalt și în sfârșit și vine cineva și spune hai, luați-vă o cameră că nu mai puteți unul după celălalt. Cam așa cred că sunteți și voi, tot timpul sunteți așa, aveți senzația sau dați senzația celor din jur sau ați dat senzația celor din jur că nu vă suportați, dar voi de fapt în interior nu mai puteți, asta este se degajă foarte multă pasiune din ceea ce simt eu aici vis-a-vis de o persoană din trecut cu care nu ați lămurit lucrurile. Păi nu întrebăm noi mesagerii iubirii la ce să vă așteptați în curând pe ecrane. Ia să vedem. Mână în mână, deget în deget. Știți că v-am spus că vă admiră? Ia uitați. Admirație reciprocă, de la distanță. Oricât de despărțiți ați fi, sunteți două piese care se... este un cuvânt, dar nu pot să spun că nu e ok. Se potrivesc foarte bine aceste piese în puzzle-ul vieții voastre comune. Și cred că este timpul să vă gândiți la tot ceea ce admirați la acest partener pentru a... nu repeta greșelile trecutului, mai bine să construiți decât să dărâmați. Pentru că voi ați dărâmat mult sau cu această relație. Adică cumva să schimbați macazul, să nu mai gândiți la ce n-ar fi posibil. La ce ar fi posibil. Știți? Nu, în loc să spuneți ca un exemplu. De mâine nu mai fumez, de mâine aș fuma aproape deloc. Sau aș fuma deloc. Știți că universul nu știe să spună nu, spune da. Ok. Mesaj oracol din punct de vedere al planului relațional. Să vedem ce mesaj primiți, poate de la această persoană, poate o recomandare, iubire de la persoana, de la univers. Așa. Da, cred că s-a săturat să mai fugă, s-a săturat să se ascundă de voi și cred că, așa cum am spus și mai devreme, persoana aceasta la care voi vă gândiți
probabil că vă veți da seama că își dorește să iasă cumva la lumină, să nu mai fugă de voi. Probabil că a fugit, dacă la urmă fuge de ce este destinat. Și probabil că acesta este un mesaj și de la persoana respectivă. Știi, m-am săturat să tot fug. Hai mai bine să discutăm, hai mai bine să rezolvăm dacă mai este ceva de rezolvat sau nu. Un răspuns aproape personal la o situație la care vă gândiți voi în acest moment și să vedem ce răspuns aproape personal pentru voi, cei care sunteți în zodia Scorpionului. Nu te opri. Urmează o schimbare extraordinară. Se anunță cu surle și trâmbițe o schimbare de situație, mai ales în plan iubirii. Evident că vorbim și despre planul carierei aici la voi, Scorpionii, dar în primul rând este vorba despre planul iubirii. Nu te opri din ceea ce faci acum pentru că faci bine ceea ce tu faci. Și o să vedem acum și o mantră a lunii februarie pentru voi, Scorpionii. Îndrăznește și iartă, sau iartă și îndrăznește, noi începuturi. Uniune, fază de uniune, regăsire. Doamne ajută! Ok, dragii mei Scorpioni, până îmi strâng eu minunatele cărți, vă rog să vă gândiți la o situație particulară, pentru că acum am să utilizez tăblița și pendulul pentru a afla și alte informații. De data aceasta sunt informații suplimentare, menite să vă răspundă la anumite situații particulare. Scorpion, luna februarie. Puteți să închideți ochii dacă vă permiteți, bine, să aveți, dacă sunteți la volan, să deschideți. Așa, haideți să vedem ce informații pot primi Scorpionii, începând cu luna februarie. Și poate avem și anumite luni în decursul anului 2024 în care ar putea să se împlinească anumite evenimente, anumite dorințe, niște semne zodiacale predominante, răspuns afirmativ, negativ, posibilități. Luni, am zis, da, zile norocoase ale săptămânii lor. De ce nu? Sau chiar ale lunii. Da, este posibil, este un răspuns pentru voi, ok, ia să vedem. Undeva în mai, uite. Ok. Deci avem așa. Anul acesta pare că luna mai este o lună în care s-ar întâmpla un eveniment destul de important, 1 și 2 mai, destul de importante aceste evenimente cu persoane care ar avea legătură cu semnele zodiacale Taur, probabil Capricorn, Berbec, dar în sfârșit Taurul primează aici. Ziua de miercuri, deci există posibilitatea ca într-o zi de miercuri, în luna mai, 1-2 mai, să existe o posibilitate. Relații, parteneriate, serviciu, în sfârșit, vești, etc. Și un răspuns afirmativ, da, într-o zi de luni, cu persoane care ar avea legătură cu semnele zodiacale Săgetător și Capricorn, cu inițiala N, O, P, M, L, K, decembrie și ianuarie, deci sfârșitul de an, începutul lunii ianuarie. Sau, dacă s-a întâmplat ceva în luna decembrie acestui an, anului trecut, decembrie 2023, luna ianuarie 2024, există o continuitate, să spunem așa. O continuitate. Răspuns afirmativ. Totul merge înainte. Progres, evoluție. Cam atât, dragii mei Scorpioni. Eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Vă doresc să aveți o lună februarie absolut minunată. Toate cele bune. Pa, pa!